Astăzi am fost înregistrat la CEC. Acum, ca pentru toți cetățenii să fie o claritate, a fost înregistrat bloc, denumirea blocului electoral, deci Renato Usatăi. Când am fost întrebat dacă sunt gata să creez vreun bloc electoral, colegii dumneavoastră se refereau la părțile vatamate din politica moldovenească sau la unii cosmonauți sau la unii care n-au nicio șansă accede în Parlament și astăzi mai multe partide încearcă a crea blocuri. Blocul electoral Renato Usatăi a fost semnat un acord cu Partidul Politic Patria, cu care am participat în alegerile parlamentare din 2014, când am fost. Deci acest partid mi-a fost nou ca o rudă, să-i spunem așa, da? Primul proiect politic în care am fost implicat în viața mea direct, da? A fost înregistrat anul trecut un partid cu denumire asemănătoare cu partidul nostru. Mai pregătit Dodon acum un bloc, blocul nostru, ceva de genul ăsta, ca cetățenii să nu mai înțeleagă. Unii Usatăi, unii spoilere, fix așa cum Dodona să înregistreze blocul Maia Sandu, blocul Paz, fel de fel de prostii care el le-a pregătit. Eu știu că cu denumirea blocul electoral Renato Usatăi nu pot fi confundat cu altă formațiune deci politică sau bloc. Trebuia să apară un partid de centru-dreapta din cele care este înregistrat la Ministerul Justiției în frunte cu Ion Ceban. Această strategie noaptea trecută a picat. Deci Ion Ceban nu va fi în fruntea listei niciunui partid și nu o să fie nici în listă la Dodon, la socialiști. Dar deci de ce a picat? Asta e deja altă întrebare. Eu astăzi din cauza la scandal între dânșii sau certat între ei? Ceban sau Dodon? În primul rând, ei nu ne răspund, domnul Usatăi. Dumneavoastră spuneți, dar am spus mai multe. Eu v-am spus că multe. Dacă el n-ați participat, pe care astăzi e important că din ce și-o rămas, mă uit la cum continuă negocierile între PSRM și PCRM. Dumneavoastră înțelegeți că adică eu nu-mi imaginam că poate fi așa ceva. Republica Moldova se poate. Important e altceva. Nu că se întoarce Voronin, deja cu Dodon, pe care l-a făcut tearfă în ultimii 10 ani de zile. Da, tamana să avem jubileu cu Dodon, cu Greceana și cu Abrânciuc, a plecat de ziua mea de naștere, 4 noiembrie 2011. Sunt minte evenimentul ăsta, că trebuie să ajungă cineva la zi de naștere și nu ajuns din cauza că Voronin îi puteți fi oprit. Astăzi Voronin, acceptând blocul cu Dodon, noi vedem prima că Voronin, prin orice metodă, chiar folosând un om care l-a trădat, l-a vândut, i-a scos oameni din partid, adică ca să ajungă iar din nou deputat în Parlament, e gata la orice, gata. Păi, încă Voronin nu am anunțat că au bătut palma, să vă știți că deja s-a înțeles? Doamne Ras, v-am spus că fideți și boștea să fie pe data din 9 mai, când că idem, mergem pentru o victorie, mergem pentru Moldova. Important e altceva, că toți cei care o parte se regăsesc la Partidul Șor, o parte la Partidul Socialiștilor, în Partidul Socialiștilor sunt și oameni buni. Dar cei care o parte din socialiști, cu Șor, cu Vorun, deci toți acești oameni care au schimbat câte 3-4 formațiuni politice, da? Deci, acești oameni, eu vă spun că într-o ei ne costă, deci statului i-au costat $1 miliard, numai puțin. Am de toate aceste vânzări, cumpărări, deputați. Statul a costat $1.5 miliarde. Da, sigur. Dar oamenii ăștia fură cu Doamne ajută din 2004, din 2003, 2007, care când au venit. Adică ne fură prin faptul că, adică ne costă prin faptul că fură statul. Că au furat statul, sigur. Azi puteți să-i unești cu leocul și treuca. Iată, ceea ce am vrut eu astăzi să ajungă la cetățeni. Că faptul că unii din mauzoleu, altul din istorie, a treilea vai de capul lor, astăzi ei toți vor să facă un bloc, că vă dați seama că dacă Dodon avea, apropo de sondaje, cifra de 30 care el tot se laudă la fiecare televiziune, da? Noi am văzut mult mai mici cifre în cazul lui. La ultimul sondaj, Airai.